Partenerul emisiunii este magazinul de îmbrăcăminte și încălțăminte Eurostyle. Bună seara! Bine v-am găsit la o nouă emisiune, Noi și Lumea! Și felicitări cu prilejul hramului orașului Chișinău! Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea neamului omenesc. Legenda biblică spune că în anul 910, Născătoarea de Dumnezeu, înconjurată de lumini și îngeri, s-a arătat oamenilor care se rugau în templul din Constantinopol pentru eliberarea de dușmanii care au încercuit orașul. Iată, dragi prieteni, că pe această undă țin să vă aduc la cunoștință că astăzi avem o ediție specială dedicată orașului Chișinău. Însă vreau să vă aduc la cunoștință și să vă comunic faptul că Chișinău este un oraș care ascunde mai multe curiozități. Geografic vorbind, capitala noastră se află între coordonatele 47,02 grade de la nord și 28,84 grade la est. Chișinău este situat la altitudinea de 85 de metri deasupra nivelului mării. Chișinău se află la o distanță de 448 km de București, România, și 471 km de Kiev, Ucraina, capitalele statelor vecine. Orașul Chișinău este situat pe 7 coline, situate în forma unui cerc. Pe cea mai înaltă colină se află sectorul Ciocana. Cel mai jos punct este centrul orașului, locul constituirii orașului Chișinău, în preajma râului Bâc, strada Albișoara. Suprafața orașului Chișinău constituie circa 120 km pătrați, iar suprafața municipiului circa 635 de km pătrați. Sub aspect istoric, Arcul de Triumf din centrul Chișinăului ocupă locul 5 printre cele mai frumoase arce de triumf, conform ratingului unei prestigioase reviste. El a fost ridicat în cinstea armatei ruse, care a învins turcii în anul 1812. Acesta are o înălțime de 13 metri, iar prima clădire construită pe actualul bulevard Ștefan cel Mare din Chișinău a fost seminarul teologic, ctitorit de mitropolitul Gavril Bănulescu Bodone în 1813. Actualul sediu al Guvernului Republicii Moldova a fost construit pe locul în care se afla cândva mitropolia. Grădina zoologică, dragi prieteni, deschisă la 9 mai 1978, este unica din țărișoara noastră și cuprinde circa 1000 de animale de diferite specii de pe toate continentele. Gara feroviară a fost construită spre sfârșitul anilor 1870, după planul arhitectural al lui Genring Lonski. Gara de trenuri din municipiul Chișinău reprezintă o construcție proiectată de arhitectul Ciuprind și construită în anul 1948. Primul tren a ajuns în gara Chișinău, dragi prieteni, la 15 august 1871 din orașul Odessa și călătoria a durat 7 ore. Iar pe locul McDonald's-ului din sectorul centru de azi, cu 101 de ani în urmă, era hotelul Bristol. Clădirea Muzeului de Arheologie și Etnografie al Academiei de Științe din Republica Moldova este construită la sfârșitul secolului XIX, din piatră și parțial tencuită. Iar aeroportul internațional Chișinău a fost construit în anul 1960, și porțile orașului au fost construite la sfârșitul anilor 1970, începutul anilor 1980, fiind un ansamblu de blocuri de beton armat, cel mai mare având 24 de etaje și o înălțime de circa 70 de metri.
prima bibliotecă publică orășenească a fost deschisă în anul 1832. Deci, pe aceeași undă, dragi prieteni, să știți că despre orașul Chișinău am putea vorbi la nesfârșit. Însă, zic eu că toată această informație să fie încununată cu La mulți ani, Chișinău! La mulți ani, chișinăuienilor! Toponimul Chișinău apare pentru prima dată în documentul de la 17 iulie 1436, menționat printre reperele naturale ale hotarului moșiei lui Oancea Logofătul. Destinul de mai departe al Chișinăului și a satelor din vecinătatea sa va fi legat de intrarea lor în proprietatea unor mănăstiri ieșene. Chișinăul, deși nu s-au păstrat documente care ar confirma acest eveniment și nici data când ar fi avut loc, probabil în jurul anului 1640, a devenit proprietatea mănăstirii din Iași a hatmanului Melentie Balica, cunoscută mai târziu sub denumirea Frumoasa. În anul 1641, domnitorul Vasile Lupu impune pârcălabilor de Lăpușna să facă hotarul satului Chișinău dinspre alte sate, poruncă repetată și în anul 1642. Acestea sunt primele atestări ale Chișinăului devenit sat mănăstiresc. Anul 1739 devine important pentru istoria localității, semnalând începutul unei noi etape, în care are loc deplasarea târgului Chișinău, care încorporează o porțiune de teren al satului Buiucani. Informațiile prețioase cu privire la dinamica extensiunii teritoriale a Chișinăului prezintă litigiile dintre târgoveți și mănăstirile proprietare a Chișinăului și a satului Buiucani. La sfârșitul secolului al XIX-lea a fost elaborat planul orașului Chișinău, împreună cu suburbiile sale, trama stradală scoțând în evidență, după cum era și de așteptat, sistematizarea diferită a Chișinăului și a suburbiilor sale. Chișinău este capitala, cel mai mare oraș și centrul administrativ, teritorial, economic, științific și cultural al Republicii Moldova. Este unul dintre cele mai mari orașe din Europa Centrală și Sud. Chișinăul este legat prin căi ferate și drumuri cu toate municipiile, orașele și centrele raionale și multe sate din Republică. De asemenea, cu centre urbane din România, Ucraina, Bulgaria, Turcia, Belarus, Rusia și alte state. Din punct de vedere administrativ, este divizat în 5 sectoare: Centru, Botanica, Buiucani, Râșcani și Ciocana. Organul local al puterii de stat este primăria municipiului. Chișinăul este supranumit orașul din piatră albă. Respectivul supranume provine din abundența clădirilor deschise la culoare, fiind construite din piatră albă de calcar. Printre altele, primul vers din forma actuală a imnului orașului Chișinău, intitulat Orașul meu, muzică Eugen Doga, versuri Gheorghe Vodă, este: Orașul meu din albe flori de piatră. Chișinăul a devenit un centru notabil de cultură românească. Instituțiile culturale ce activau la acea vreme erau Casa Școalelor și a Culturii Poporului, care întrețineau în județ 179 de cămine culturale, 5 societăți muzicale și 15 biblioteci, adică în total 199 de organizații culturale, dintre care 130 au personalitate juridică. Sub regimul sovietic, Chișinăul ajunge la 700.000 de locuitori, în majoritate sosiți din alte republici unionale, și devine un important centru administrativ și industrial. Dragi prieteni, iată că după acest reportaj dedicat orașului Chișinău, am revenit cu mare drag de dumneavoastră, dar și de invitații emisiunii noastre, în emisie directă în platoul emisiunii Noi și Lumea. Da, da, pentru a vă prezenta cine sunt invitații din această seară și vreau să vă spun următoarele. De 10 ani își poartă pașii în orașul nostru drag, Chișinău, orășelul care i-a devenit casă. Italianul Luigi Savoia, prietenul televiziunii noastre, este în platoul nostru împreună cu directorul general al televiziunii Tezaur TV, Natalia Midoni Rodideal,
și salut cu drag pentru a adăpăna, dragi prieteni, amintiri, emoții și impresie despre orașul ăsta minunat, orașul Chișinău. Vă zic cu mare drag, bună seara și bine ați venit, ați revenit în acest platou. Mulțumesc și bine v-am regăsit. Bună seara, bine. Știi, am o deosebită plăcere când mă întâlnesc cu telespectatorii noștri dragi, mai ales cei care astăzi sărbătoresc o bună parte hramul Chișinăului, cei care și noi am venit și ne-am fiat acest oraș frumos. Și în ultimul rând vreau să mulțumesc chiar de la început telespectatorilor Chișin zi de sărbătoare, stau cu ochișorii pe noi. Da, cu siguranță, dragi prieteni, vă mulțumim pentru aprecieri, pentru că sunteți și v-ați făcut obișnuință să fiți alături de Tezaur TV, indiferent de ziua din calendar, indiferent de timpul de afară, noi vă simțim prezența, simțim aprecierea dumneavoastră și dacă tot sărbătorim astăzi Chișinăul, evident că vreau să vă întreb, de câți ani sunteți locuitori ai capitalei? Am să zic că din start la mulți ani Chișinău. Chiar dacă, iată, după a doua întrebare, mai uite că mi-ai răscolit un pic așa emoțiile, pentru că am venit în Chișinău, de mică vin în Chișinău, că veneam la rude, surorile mămică trăiau, și trăiesc. Dar atunci când am venit deja singură la studii, era în anul 1999. Atunci, de 22 de ani. Exact. Atunci a fost pentru prima dată studentă, da, la Colegiul Ștefan Neaga, Colegiul de Muzică Ștefan Neaga, după care, iată, a urmat. Ei, cu acte în regulă, cu rezidență ca cetățean a Chișinăului, sunt din 2008. Da, tot este suficient de mult timp, aș spune eu așa. Luigi, tu de cât timp savurezi atmosfera pe care ți-o oferă orașul Chișinău? Eu dacă stau și mă duc aminte, acum au trecut 10 ani de zile, eram mic când am venit prima dată, fiindcă la mine în cap era caotic. Așa. Nu cunoșteam Chișinău, obiceiurile. Și cu timpul eu m-am acomodat atât de bine și acum pentru mine este un relax total. Se mă duc la plimbare prin cartierele din Chișinău. Ai zis că erai mic, dar eu îmi permit să întreb, câți ani ai vei? 32. O vârstă foarte frumoasă. Foarte lejeră. Foarte lejeră, da. Dacă ai menționat că în capul tău era haos, atunci... Evident că vreau să vă întreb, mai ales în cazul dumneavoastră, dacă tot ziceați că făceați vizite de mic copil în orașul Chișinău, ce impresie v-a lăsat pe atunci? Ce impresie v-a creat el atunci? Pentru că dacă stau eu să-mi amintesc, mă gândeam că oraș mai mare și mai impunător decât ăsta nu mai există. Exact! Știi, când vii dintr-un sătuc nici prea mare, nici prea mic, vii într-un oraș, clădirile și știi ce era interesant? Când mergeam cu trolebusul și colegiul era la Botanica și mergeam tot pe viaduct și atât de mare și frumos împăraș, mă uimeam, iată, atunci de clădirile astea albe. Nu știu, sau am verzit și verde era înainte, dar s-au mai schimbat multe, dar oricum acele amintiri frumoase de orașul Chișinău. Acum noi toți încercăm să progresăm, să valorificăm, să promovăm orașul nostru cu tot ce are mai frumos și cu oamenii care trăiesc deja. Dar amintirile pline de emoții de pe atunci, cred că nu știu dacă se înlocuiesc. Dacă se înlocuiesc. Luigi, tu cum îți amintești? Care a fost prima ta impresie despre orașul Chișinău? Emoțiile acestea le-am avut și eu. Imaginați Crotone, orașul de unde sunt eu, care are 6 rute de autobuz în total. Un orășel de 60.000 de persoane care poți să locolești cam repede, într-o oră, dintr-o parte în altă parte. Când am venit pe urma în Chișinău, am trecut de la 60.000 de persoane la 850.000. Pentru mine a fost frumos, pentru că m-am simțit în viață. De fapt, la mine, când e toamna, este puștiu. Nu ai
ești ca la țară în Moldova, chiar ca la țară în Moldova iarna, dar că ești pe malul mare. Dar până la urmă în Moldova m-am regăsit. Și asta mă bucură. Și pe mine mă bucură și faptul că am devenit anul trecut cetățen al Republicii Moldova și această chestie mi-a făcut într-un fel să o iubesc încă mai mult această țară și să o respect încă mai mult. Toate dificultățile pe care le aveam, le lăsăm. Despre faptul că tu ai dobândit cetățenia Republicii Moldova, telespectatorii noștri cu siguranță știu, sau dacă nu, eu le amintesc că ai fost tu ca invitat într-o emisiune matinală la Tezaur TV și ai povestit atunci mai multe. Dar totuși, ce te-a impresionat mai mult? Capitala este foarte verde, este una foarte verde. Parcurile care sunt extraordinare. Dar totuși, după 10 ani de zile, trebuie să facem un apel la primărie ca să facă restructurare la Ștefan cel Mare, în parcul Ștefan cel Mare, unde este Aleea Scriitorilor. Aleea Scriitorilor. Da. Bine, și acum te întreb pe tine. Pentru dacă că, ai fi invitat... când am venit în 2012, se citeau perfect. Acum nu mai se citesc. Nu mai se citesc. Și dacă vin oaspeții, da, trebuie evident. Cumva să... În special turiștii, cei care, istoria, care nu cunosc personalitățile. Știi ce mă uimește? Pentru că, iată, Luigi merge mai des pe Aleea Clasicilor și observă. Decât noi. Decât noi. Spre regret, poate e rușine. Poate mulți de acasă și-ar pune întrebarea de ce noi astăzi în emisiune, dar am ales să povestim un cetățean venit din altă țară și un cetățean care a venit în Chișinău tot de la țară. Și iată ce înseamnă un cetățean care atrage atenția. Noi mai puțin. Bine, și voi dacă ați fi în calitate de primar al orașului Chișinău, ce ați implementa? Ce ați schimba? În primul rând, a schimba pietonalul Eugen Doga. Da, vorbeam și în culise despre această pietonală. Este rușinos. De ce? Pentru că pavajul nu se pune așa în Europa. Eu dacă vreau, sau voi dacă vreți să mergeți cu tocurile sau cu copii, cu căruciorul, să savurați centrul capitalei, nu puteți pentru că o să vă rupeți tocuri și nu o să doarme nici copilul pentru că o să-i zdrâncănați. Eu te-aș întreba, oare asta e cea mai mare problemă a orașului Chișinău? Nu, desigur, orașul Chișinău ar trebui să fie un plan foarte bine structurat pentru a reface toată partea subterană. Pentru că problema cel mai mare noi în Chișinău l-avem când sunt ploaile. Mm-hmm. Când sunt ploaile mari, în câteva minute, de la telecentru, toată apa coboară înspre Albișoara, care este punctul cel mai jos. Bine că eu trăiesc la Ciocană. Și... Slavă Domnului, pe cel mai înalt! Pe cel mai înalt și eu văd tot ce se întâmplă. Doamna Natalia, evident că vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, dacă ați deține funcția de primar al capitalei, ce ați implementa? Cel mai dureros lucru pentru mine că se pierde orașul alb de altă dată și se permite construcția clădirilor europenizate cu toate placajele astea diferite culori și nu mai înțelegem că e Chișinău, că este orașul Chișinău sau măcar dacă s-ar face o diferență de cartiere. Iată, asta un pic nu mai este și un regret foarte mare, clădirile frumoase, centrele istorice sau, nu știu, răsfăiam recent și vedeam câte conace au fost pe teritoriul Chișinăului care au rămas în paranje, sunt clădirile, dar clădirile cu construcție stilul ăsta barocan, unde îl învățam noi la academie, și zicem, dar asta a fost cândva la noi, cât de frumos. Ia uitați-vă, chiar și avem imagine pe... Într-adevăr, pe ecran. Pe ecran, cât de frumos, câte de frumoase erau construcțiile și toată sculptura asta. S-a pierdut, nu știu de ce. Bine că în zi de sărbătoare am început-o noi cu schimbările, doar că vreau să trecem pe o altă undă și să-mi spuneți ce vă place cel mai mult în orașul Chișinău. Ce îmi place cel mai mult în orașul Chișinău? Haideți că... Depinde de sezon. Da, depinde de sezon, dar am să zic că acel loc care eu cred că pentru toți, mai ales perioada când erau studenți, cel mai mult îmi place centrul orașului. Pentru că acolo ne întâlneam la ceas, cum spuneam noi, acolo ne întâlneam la bustul lui Ștefan cel Mare și asta nu putem. Catedrala unde ne întâlneam de multe ori la sărbători.
Și ăsta este locul istoric, memorabil, eu cred că pentru toți cei care au venit în Chișinău. După care noi am început să descoperim Ciocana, raioanele, sectoarele, Ciocana, Botanica, dar centrul rămâne a fi așa. Și acum îmi permit eu să vă întreb, dar unde vă dădeau, unde vă chemau cavalerii la întâlnire? Era un loc anume? Știți cum e vorba? În parc la Ștefan cel Mare, dar hai să schimbăm locația că mi-e rușine de acel om. Sau... Tot în parc, nu știu. Ne dădeam lângă oprire. Bine că noi la Ciocan avem pădure. Slavă Domnului, mai comod pentru întâlniri romantice. Luigi, ție ce-ți place cel mai mult în Chișinău? Cu faptul că noi în ultimii ani am avut nenorocirea aceasta de COVID-ul, picuț eu m-am retras și în fiecare zi, pe jos, merg de la Ciocan la Rișcani, prin pădurea aceea. Este foarte romantic și este frumos și îmi place pentru că în primăvară este o atmosferă. Vara este atmosferă. Ieri când am mers la plimbare era tu savorezi tot... din farmecul fiecărui sezon. Da, da, da. Pentru că odată când venea toamnă, iarna, eu eram mai trist în Italia. Dar aici am început să prețuiesc chestiile astea. La mine în Crotone, când eram mic, era un lungomare care avea pomul, foarte mult verde era. Și eu acolo savuram toate sezoane. Primăvară, vară, toamnă, se vedea clar. Ori m-au scos, au făcut pavajul, nu că la Chișinău, dar au scos toată verdeața aceea. Și din acest considerent nu mai te dădeai seama dacă era vara, iarna și nu mai era percepțiunea aceea că se schimba sezonul. Nu era apropierea de natură. Dar aici, în Chișinău, fiindcă sunt foarte multe parcuri și e verde, chestia asta te atinge la inima la parcuri și vă duceți. E frumos. E tot, da, în fiecare zi. Da, în ce sezon, în opinia dumneavoastră, Chișinăul e cel mai frumos? Pentru mine, cred că primăvara. De ce? Păi atunci, nu știu, înverzește tot și dacă luăm să... Unde mergem? În oraș centru, mergem Valea Mărilor, unde este iazul și cu lacul și cu toată frumusețea înverzită și cu acele flori frumoase. Și eu cred că pentru mine primăvara. Toamna vine fricul. Avem coloritul ăsta de toamnă, cu tot amalgamul de culori, dar mă inspiră, iată, și imaginea. Dacă a venit toamna asta fără frig și fără ploi, da? Ar veni doar cu culoare. Da, dar nu am putea face diferența între anotimpuri dacă nu am avea toamna cu frig și ploaie. Eu vreau să fiu provocator. Îți permit. Îmi mulțumesc. Așa, soft. Eu cred că este frumos când treci prin stradă și acolo este un miros frumos de flori, un miros frumos de parfumurile feminine și un miros frumos de șajlic. Pentru că noi trebuie să spunem dreptul că dacă mergi prin capitală la plimbare, unde nu te duci, poți să nimerești în miros și ăla frumos de carne coaptă la grătar. Și îți face să-ți plouă în gură. Unul plus unul face doi și tot plăcut. Bine, acum dacă tot mi-am permis să răsfoiesc prin amintirile voastre, ia să-mi spuneți voi de la bun început, de când ați venit în acest oraș, ce peripeții sau situații mai puțin plăcute sau penibile pe alocuri vi s-au întâmplat? Și o să încep eu atunci când trebuia de pe Sarmizegetuza să cobor la gara feroviară, m-am dus pentru prima dată tocmai la Ciocana și m-am pomenit acolo și nu înțelegeam unde să încercam să întreb cum ajung înapoi. Vouă vi s-au întâmplat cazuri din astea? Veneam la Chișinău și aveam autobusul din sat, se oprea la Botanica pentru că așa era traseul la Cuza Vodu și următoarea oprire era la gara centrală, piața centrală, cum ar veni. Maica mea mă trimitea după cumpărături, că sâmbata de la 12 era autobusul. S-a întâmplat că eu m-am plimbat mai mult prin piață și am scăpat autobusul. Dar știam că autobusul nostru merge pe viaduct, pe unde merge, țineam minte vizual, nu știam. Și mai avea opriri? Nu avea opriri.
dar vizual de câte ori mergeam, asta era înainte de a veni eu la Chișinău, pentru că maica mea mă trimitea la piață din clasa 5-a și era ușor, nu știam numărul de troleibuz, pentru că îmi spunea, te duci la gară, cumperi asta, te-ai urcat în autobuz și acasă. Și iată, a trebuit să merg pe jos, pentru că din deal de la Cuza Vodu, Belscava, cum spuneam noi, strada Belscava, acolo erau rutierile și mai erau mașini, mini-taxi, dar cu oamenii care din sat făceau traseu. Deci aveai șansă să întâlnești pe cineva cunoscut? Da, și ca să merg acasă. Și iată, o să-mi rămână toată viața în memorie și în suflet frica. Aveam o frică că mă gândeam că dacă pierd și ultima mașină care merge în sat, da, și ce fac eu? Și important să menționăm că nu aveam celulare. Nu erau. Cum și nici nu... maica mi-a spus să nu vorbești cu nimeni, să nu întrebi pe nimeni nimic, merge. Și am mers pe viaduct, uite, încet, încet, pe aici merge autobusul, pe aici. Și am ajuns în deal pe jos. Mi-a luat vreo 2 ore bune. O promenadă de invidiat prin orașul Chișinău. Luigi, ce ți s-a întâmplat în orașul Chișinău? De toate, da. Spune-mi ceva mai interesant, cu siguranță ai în... Taximetriști la început. Eu primii ani de zile foarte mult călătoream cu taxiul, fiindcă nu cunoșteam bine oraș, nu cunoșteam rută. Și taximetriștii aceasta se legau de mine. Pentru că eram italian și vedeam că eram turist și vedeam că eram cu buzunarul plin și trebuia oricum să merg cu taxiul pentru că trebuia să învăț orașul. Pentru că amintim că am o agenție acum de publicitate, dar toate străzile din Chișinău eu le-am învățat primii ani de zile datorită plimbarei în taxi. Așa. Naveta. Naveta. 500, 600, 700 de lei pe zi. Așa. Eu am cheltuit într-un an 14-15.000 de euro. Da, bună investiție în domeniul taximetric. Deci, în anii ce erau banii de investit și iacă, chestia asta pe mine m-a făcut să, pe urmă, să învăț foarte bine moldoveni, să mă propun la clienți, să mă duc la întâlniri. Și acum, fără mașină, eu reușesc să fac față, să mă duc la întâlniri, să ajung cu jumătate de oră înainte și să nu mă stresez. Pentru că transport public care noi actual îl avem în capitală este unul foarte bine dezvoltat. Apropo, alaltieri, când m-am dus la servici, era un trafic enorm la 7:30-8 dimineața. Dar era banda aceasta pentru transport public. Eu am ajuns repede de la Chișinău în centru. Da, deseori invidiez și eu pe cei din transport public. Și acolo stăteam și mă uitam la oamenii care săraci erau în mașină, opriți unul lângă altul, la da. Rând. Vezi că spre fericire s-a rezolvat treaba asta cu taximetriștii, fiindcă achităm acum în funcție de cât îți indică taxometru. Însă, vreau tot să te întreb pe tine, ce le spui străinilor, dacă ai avea posibilitatea sau dacă vii cu un mesaj către străini? Veniți la Chișinău pentru că... Nu trebuie să vă fie frică. Dar Chișinău cumva... întrebarea capitală. Chișinău cumva, când auzi Chișinău, îți vine și frica? Pentru că foarte mulți din Italia mă întreabă, dar cum este noaptea? Dar este adevărat că noaptea poți să nimerești în anumite străzile unde te fură? Eu îi spun, nu, aceasta a fost cândva... Foarte mulți ani în urmă. Acum, iacă, în oraș, avem iluminații seara, avem oamenii care păzesc, este schimbat total capitala. Nu mai este ceea din jungla sovietică care a fost odată, așa că veniți liniștiți. Dar eu mă gândeam că le zici, veniți la Chișinău, că sunt fete frumoase. Eu, ca tare, trebuie să mă abțin, pentru că prima întrebare când ei mă sună din Italia că vor să vină în vacanță, este da... Seara unde ne duci? Unde ne duci seara? Și cu cine, nu? Și cu cine ne duci? Bine că noi avem, după foarte mulți ani, o comitivă, o gașcă, se poate? Moldovenește sau român? Da, e corect. Gașca, care sunt fetele care... Ele au fost de foarte multe ori la noi în Calabria, așa. Ne-am împrietenit și toți care vin de la mine din Calabria ies bine primiți. Dar pe noi când ne duci acolo? Când doriți. Noi avem casuțe pe Malumare și un restaurant care... face un pește
Apropo, prietenul vara meu, viitoare, Domenico, TV. Prietenul meu Domenico, care a cumpărat casa în centru capitalei, o să vine peste 20 de zile. Eu o să mi fac cunoștință, așa că în premieră, la vară, Tezaur o să vină complet gratis în Calabria la noi, unde puteți savura 10 zile sau chiar 15 zile mare de la Calabria, Pizzo Calabro și Tropea și Crotone, apartamentele noastre și restaurant. Luigi, asta da, eu l-am spus. Suntem în emisie directă și te-au urât toată lumea. Ne escalim și foc la ghetă. Îmi plac, deci, Tezaurul, foarte multă lume mă întreabă, Tezaurul TV, ce ți oferă? Iată, ne oferă colaborări frumoase cu oamenii care suntem pe aceeași undă de idei și am zis că indiferent că suntem noi de aici, din Moldova, acasă, că ești tu, Luigi, în Moldova acasă. Important este că suntem de aceeași undă de idei și dorim împreună să facem lucruri frumoase. Dacă este prietenia, este foarte important. Pentru că dacă un italian se împrietenește cu moldovean, este firesc, este normal să vă invităm la noi. Pentru că noi suntem din sudul Italiei așa. Dacă vă invită cineva din nordul Italiei, trebuie să vă plătiți toți. Dar nu din sudul Italiei! Da, bine, revenim la... Haideți să revenim la Chișinău și, da, cam ne apropiem de finalul acestui interviu, însă vreau să vă întreb, doamna Natalia, ce vă ține la Chișinău? Ce vă leagă de acest oraș? Nu știu dacă ce mă leagă de acest oraș în genere, ce mă ține acasă, în Moldova. Iată, întrebarea ar fi pentru N-am vrut să o sune atât de dur această întrebare. Mă ține dragostea de țară, dragostea de neam, dragostea de tradiție, pentru că asta îmi curge prin vene, ceea ce am învățat, ce am studiat și vreau cu tot dragul să valorific și să promovez ceea ce avem acasă, ceea ce, iată, spre bucuria noastră și spre mândria noastră, că vin cetățeni străini și nu știu dacă am să zic corect, dar ei îmbrățișează culturile noastre, la fel cum și deasupra noastră este plecată peste hotare și îmbrățișează culturile altor țări. Dar ne bucură că și la noi vin. Și atunci, cu experiența lor, cu experiența noastră, vrem acasă să trăim frumos și bine. Necătând la faptul că avem foarte multe de învățat, avem foarte multe de studiat la toate. Și de lucrat. Da. Dar încet, încet încercăm să facem față lucrurilor și asta este îmbucurător. Luigi, dacă te aștept să-ți dau aceeași întrebare, să știu că nu. Dar vreau să-mi povestești ce te-a surprins pe tine aseară la un market din Chișinău. Uite, pe mine ce m-a întrebat că de frumos, mă gândeam ce o să răspundă Luigi. V-ați întâlnit cumva? Nu. De acolo? Nu, noi am reușit în culise să schimbăm câteva vorbe. Ce? Sunt impresionat, ai rămas cumva uimit. Da, fiindcă stau la Ciocană, să zicem, acolo este un market foarte mare. Da, nu-i dăm denumirea. Nu spunem denumirea și când m-am dus ieri seară, am trecut prin secția unde era pește și acolo erau 30 de persoane la rând. Și eu m-am apropiat de dâns și am zis, dar îți faci că dau ceva cumva? Și s-a uitat la mine, nu trebuie să cumpărăm pește. Pe urmă m-am amintit că azi era E sărbător. Și toți au mers probabil la țară să facă acest pește la grătar. Cu siguranță. De fapt, azi dimineață când am ieșit din casă la orele 9, nu era nimeni. Și centrul capitalei era un aer curat, frumos, fără mașini. Și m-am amintit chiar... Da, pentru că este o zi bifată cu roșu în calendar. Da. Și acum revin la acea întrebare. Ce te face pe tine să rămâi în Moldova, să rămâi în Chișinău? În primul rând, faptul că am devenit cetățean a Moldovei mi face să îmbunătățesc această societate civilă cu tot ce fac. Și eu încerc în fiecare zi să promovez mai departe acest teritoriu. Amintim, la sfârșitul 1 octombrie, la prima săptămână din noiembrie, în Italia, avem un eveniment în Roma foarte important,
care este organizat de mine, cu partenerii mei din Italia, unde eu fac promovare la un băiat din Republica Moldova, care are puține hectare de pământ și face un vin de elit. Dumnealui a câștigat un grant american de la USAID și el o cumpera tehnica și face un vin care a câștigat niște premii și în București. Eu am văzut că el era un băiat bun, începător, și vinul lui o să nimerească la platforma națională în Italia unde se vinde produse alimentare. Ce frumos! Ia. Ce frumos! Felicitări. Nu m-am dus nici la cei bogați, nici la cei care dețin piață, dar m-am dus la un băiat începător. De fapt, el mi-a zis, dar de ce ai venit la mine? I-am zis, Nicu, am venit la tine pentru că tu ești la început și eu am gustat vinul tău, îmi place. Ești la început și eu cred în ceea ce faci. Are careva vinurile foarte bune, un rosé extraordinar, care, apropo, vinurile acestea la moment au fost gustate de sommelier în Italia, care, pentru că amintim că această seară în Italia este o degustație oficială cu sommelieri italieni. Ei au spus că vinul este foarte bun și acest eveniment consolidează într-un mod oarecare schimbul cultural între Moldova și Italia. Și asta pentru mine e important. Și noi îți mulțumim pentru ceea ce faci. Nu trebuie să-mi mulțumiți, fiindcă eu sunt de-al vostru. Cât de frumos sună, nu ai de și ne bucur faptul că ne-am împrietenit prin lucruri frumoase și sperăm că în continuare să avem colaborări frumoase. Cu Doamna ajută și vă invităm săptămâna viitoare la sala cu orgă, pentru că avem săptămâna limbii italiene. Da, cu siguranță Tezaur TV își va bifa prezența acolo și nu doar va bifa prezența. Și Luigi va veni și cu prietenul și cu... Așa, să ne face o retrospectivă la tot ce bine, se dar întâmplă. Până la acel eveniment, hai să nu uităm că astăzi este sărbătorit orașul Chișinău. Tocmai din acest considerent, la final de interviu, eu vă provoc și vă îndemn să veniți cu un mesaj pentru acest frumos oraș, dar și pentru locuitorii lui. Cine începe? Provocator. Cine începe? Am să zic la mulți ani, cu riscul de a mă repeta, pentru că avem nevoie să ne spunem de fiecare dată, la mai mult și la mai mare, să avem parte toți și noi și cei care sunt din Chișinău și care vin deja în Chișinău, de multă sănătate, de răbdare, prosperitate, să valorificăm și să încercăm împreună să menținem frumosul acasă, aici, la Chișinău și în toată Republica Moldova. Luigi? Să avem curaj, să facem un efort, să zâmbim în continuare și dacă suntem acoperiți de mască. Frumos! Da. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc că ați fost deschiși să răsfoim amintirile voastre legate de acest oraș și nu doar. Vă mai aștept cu mare drag în acest platou și cu alte noutăți, cu alte ocazii frumoase. Iar în cele ce urmează, dragi prieteni, ne-a venit timpul să vă mulțumesc și vouă pentru că v-ați făcut obișnuință frumoasă să fiți alături de Tezaur TV, după cum s-a menționat și la bun început. Vă mulțumim pentru susținerea voastră, pentru că sunteți alături de noi și pe pagina noastră oficială de Facebook Tezaur Media TV, dar și pe canalul nostru de YouTube cu aceeași denumire. Și apropo, dragi prieteni, ne bucură că comunitatea noastră devine una mult mai